Bine v-am regăsit la tema zilei. Sunt Alina Stancu. Valul 4 al pandemiei amenință din nou turismul românesc. Cazurile de COVID se înmulțesc alarmant de la o zi la alta. Vaccinarea merge foarte lent și tot mai multă lume se întreabă dacă hotelurile și restaurantele vor mai rămâne deschise în acest context. Industria Horeca a suferit pierderi uriașe în ultimul an. A reușit să facă față unui eventual lockdown. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a venit să ne lămurească și tot el ne va spune și cum va răspunde acuzațiilor grave pe care importatorii și exportatorii îi le aduc. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc că sunteți aici. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Colegul meu Daniel Coman mi s-a alăturat, deci aveți de răspuns la multe întrebări în această seară. Mi s-a făcut, sper să răspund la toate. Bun, începe programul Litoralul pentru Toți, chiar și așa, prețurile de la noi știm foarte bine că rămân prea mari pentru calitatea serviciilor. Ați recunoscut-o și dumneavoastră într-un interviu. Ce notă merită turismul românesc din punctul nostru de vedere la acest moment? Într-adevăr, am comentat la un moment dat și lucrul acesta în trecut. Cred că realitatea mi-a arătat și ea în măsura în care am avut sau nu dreptate. Aș spune că prețurile în orice economie de piață sunt stabilite de către consumatori și producători, adică de cei care furnizează un serviciu și de cei care îl achiziționează, și sunt această intersecție a cererii și a ofertei. Putem, ca stat, rolul nostru nu este să manipulăm prețurile sau să zicem cât ar trebui să fie, că un lucru e scump sau nu. Nici până la urmă, prețul e un mesager. Să zicem. Dar până la urmă, ce ar trebui să facă statul dacă vrem să se ieftinească prețurile în general, este să se uite puțin la structura de producție, la costurile care există și să vadă unde poate influența el. Și aici e o măsură pe care noi o susținem și care e una foarte benefică și care ar avea un impact. Ați evitat foarte delicat întrebarea de mai devreme. Ce notă merită turismul românesc la acest moment? Da, eu să vă spun că antreprenorii care fac turism muncesc din greu și n-au avut o viață ușoară, mai ales nu cu pandemia. A fost o vară foarte bună pentru ei. Deci notă de trecere? Dar nu o să dau o notă, dar ce pot să vă spun este ce putem face și ce facem. Ce facem sunt programele care există deja de sprijin, plus partea de componenta de debirocratizare pe care o avem foarte activă în Ministerul Economiei. Și care constă mai exact în ce și concret? Concret, ultima acum este partea aceasta pentru toată legislația privind comerțul. Ușurința de a comercializa anumite produse, faptul că anumite modele de business, de afaceri sunt permise. De exemplu, e faimosul model de la fermă la furculiță, care, de exemplu, în România, prin care fermierii, de exemplu, se puteau asocia să-și vândă produsele o dată pe săptămână într-un loc unic, într-un oraș sau undeva, și care acum, de exemplu, nu era permis de către autorități. Iată că acum, în curând, va fi permis. Am inițiat o ordonanță de urgență tocmai pentru a modifica legislația pentru că în sensul acesta. Acest program, fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, vă acuză că ați furat practic o idee a PSD și ați propus un proiect de ordonanță de urgență prin care va fi legalizat acest model despre care vorbeați, practic de la fermă la furculiță, cum s-ar traduce el. Ideea este bună, dar ministrul poate fi felicitat doar pentru că a știut de unde să copieze, zice fostul secretar de stat. Îi răspundeți în fel? E ridicol. Nu este programul meu, nu este ideea mea, nu este invenția mea și nici a PSD-ului. Este un program care există și un concept care există de multă vreme în Europa. Pur și simplu la noi autoritățile îl împiedicau să existe. Noi nu îl inventăm, noi nu îl subvenționăm, nu-i facem nimic, doar că îl permitem. Clarificăm faptul că el este permis, pentru că autoritățile, legile, hățișul legislativ pe care chiar PSD-ul l-a construit, nu permitea funcționarea acestui model, după cum se vedea. Noi nu facem decât să deschidem porțile concurenței. Deci nu este un furt, nu este un plagiat. Absolut deloc, absolut deloc. Eu ce-mi doresc, nu este un ministru care să vină să spună oamenilor care e modelul de afaceri pe care ar trebui să-l urmeze. Că poate și modelul acesta de fermă la furculiță are limitele lui. Poate e bun pentru unii oameni, nu e bun pentru alții. Funcționează în unele locuri, nu funcționează în altele. Ce trebuie să facă, după mine, statul este să deschidă porțile concurenței, să lase inovația să se întâmple. Pentru că exact ca modelul ăsta sunt sute de altele și sunt reglementările astea pe care le construim noi, care sunt constrângătoare. De exemplu, au mai fost modele de la Uber, Glovo și toate lucrurile acestea, unele care acum 10 ani, dacă ne zicea cineva despre ele, mi se păreau fantezii, nu mi se părea că o să putea aplica vreodată. E bine, iată că acum se aplică cu succes. Și în 10 ani de acum vă garantez că sunt modele de business, vor fi modele de business de succes, pe care nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni nu le poate imagina acum, dar care vor apărea. Dar legislația și statul ce trebuie să facă este să le permită pe toate. Spuneți că l-ați furat dintr-o idee a lor. Se referă mai exact
în practică, la ce? Cum ar trebui să funcționeze? Haideți să vă spun. Exact, cine ar trebui să fie beneficiarii? Deci, e o prostie chestia asta cu furatul, că nu e, noi nu o facem decât să permitem existența mai multor modele de business. Și astea și a mai multor alte, da? La care nici nu ne gândim acum. Asta e. Practic, cum funcționează lucrurile este că fermieri, mai degrabă tineri, dar mulți fermieri, se pot reuni în grupuri pe rețele de socializare de tipul Facebook și ei și consumatorii potențiali, clienții potențiali, și spune în timpul săptămânii, uitați, eu am multe ouă, eu am pui, eu am roșii, eu am lapte, am diferite lucruri. Și lumea poate să comande lucrurile acelea. Și o dată pe săptămână se întâlnesc toți, de exemplu duminică, într-un singur punct și își dau marfa. Fie plătesc banii dacă nu i-au plătit deja online, fie dau marfa dacă sunt fermieri și producători. A funcționat până când a început o instituție a statului să șicaneze acest model, să spună că de fapt sunteți piață, că trebuie să vă reglementați, dar piață înseamnă cine că este instituția asta? Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului. Surprinzător, care de fapt chiar de la Ministerul lucru. Economiei. Este în coordonarea. Nu e, avem o relație bună cu ANPC. Eu chiar ne-au ajutat și am formulat exact și modificările la lege care să funcționeze și să meargă în sensul acesta. Adică nu avem o relație bună. Nu asta este problema. Este că legislația este proastă. Păi știți cum e? Autoritățile statului și agențiile statului trebuie să aplice legea. Câteodată legea e strâmbă, e prost făcută. Dacă legea te suprareglementează, păi deci atunci nu autoritățile proiectul e prost acestea... și legea e proastă și trebuie schimbată. Asta este ceea ce susțineți. Proiectul în niciun caz nu e prost și proiectul de genul acesta și modelele de genul acesta nu trebuie statul să stabilească dacă sunt proaste sau nu. Trebuie dumneavoastră, telespectatorii, clienții trebuie să stabilească dacă sunt bune sau nu și prin cum stabilesc lucrul acesta. Nu prin vot, prin nu printr-un politician. Și ofertă. Prin cerere și ofertă. Mă duc n-a și cumpăr existat, sau nu? Asta zic, oferta a existat, dar cerere mai puțină. A existat. Să știți, din moment ce au existat aceste comunități care s-au format și a trebuit o instituție a statului să le amendeze, să le închidă, înseamnă că ele existau. Adică cineva tocmai vrea și erau mugurii aceștia de creștere a acestui model care apăruseră în zona Brașov, în zona Cluj, chiar și în București urma să se deschide. Am stat și noi de vorbă cu astfel de producători și de fermieri care spuneau că în zilele de sărbătoare și la final de săptămână lucrurile mai merg cum mai merg. În schimb, în restul săptămânii nu le calcă nimeni pragul. Bun, eu nu le garantez, nimeni nu le garantează clientel. Le garantăm că faptul că un model de business poate să aibă loc și în măsura în care are succes, atunci poate să aibă loc și e profitabil. Ați ajuns cu ANPC-ul în primința acestui proiect. Că modificăm legea. Mi s-a dat un termen din punctul ăsta de vedere? În cât timp putem să facem asta? Acum am inițiat deja ordonanța de urgență. Este pe circuitul de avizare și sperăm că cât de repede ea să fie avizată și să ajungă pe masa ședinței de guvern. Pentru că ordonanța de urgență se aprobă pe masa în ședință de guvern. Corect. Dar merg în direcția aceasta în care ne dorim ca tot statul român să meargă. Adică una în care nu statul zice ce trebuie să faci în viața ta, ci tu alegi ce să faci, evident suferi și consecințele pozitive și cele negative, adică faci profit sau faci pierdere. Și până la urmă, asta este mecanismul acesta autoreglementator de care avem nevoie în România și care nu a existat de multe ori pentru că statul a suprareglementat, ceea ce a însemnat ce mai ales cei mari s-au descurcat, lanțurile mari, magazinele mari, în general, corporațiile mari, pot să facă față la birocrație și la suprareglementare pentru că au departamente dedicate pentru lucrul acesta și pot să dea bani pentru asta. Ne întoarcem puțin la cei mici, domnule ministru. Pur și simplu îi omor din fașă și asta nu e ok. Pentru că încep niște programe la acest moment și lumea se întreabă care sunt totuși măsurile luate pentru ca turismul să desfășoare în condiții de normalitate într-o perioadă, vedem cât se poate de atipică și nefavorabilă din cauza pandemiei de COVID. Și de ce oare românii riscă în continuare să meargă în Grecia roșie atât din cauza numărului ridicat de infectări zilnice care se întâmplă acolo, cât și a incendiilor de pădure și de vegetație fără precedent, în loc să-și cheltuie banii până la urmă aici acasă. Unde anume nu facem lucrurile cum trebuie? Unde anume eșuează România la capitolul ăsta de nu reușim să ne ținem nici în astfel de condiții de pandemie românii acasă să-și cheltuie banii aici? Eu cred că anul acesta am văzut că turismul, oamenii au cheltuit, au fost aici și avem mai mult avem de tocmai weekend, niște... După cum ați văzut. Turismul de weekend funcționează în continuare foarte bine chiar și în perioada de pandemie. Am avut niște weekenduri cu supraaglomerate, cu plaje supraaglomerate. Acum nu e, din punct de vedere al industriei și al economiei, e foarte bine să fie cerere acolo, să fie folosite facilitățile și tot. Ce-mi doresc eu este ca românii să aibă cele mai bune condiții și să aibă cele mai multe oportunități. Faptul că pot să plece în Grecia, pot să plece și în alte țări, este un lucru bun până la urmă. Este o concurență care asta până la urmă scoate și din noi ceea ce e mai bun.
Da? Și asta nu o vedem doar în turism, o vedem peste tot. Și în industria auto, pentru că na, puteam, aceleași argumente pot fi folosite, dar de ce nu cumpărăm Dacia? Concurența asta de care vorbiți dumneavoastră reușește să ridice și în nivelul serviciilor din turism? Absolut. Concurența este singurul mod în toată lumea aceasta în care poți să ridici nivelul calității și să scazi nivelul prețurilor într-un mod organic și, și sustenabil. În teorie este sună bine, dar în practică? Și în practică este la fel. Singurul motiv pentru care acum avem o multitudine de servicii și de produse de calitate în jurul nostru este tocmai pentru că în 89 a existat revoluția și am putut să trecem la o economie de piață mai funcțională în care să putem să alegem producătorii și furnizorii serviciilor noastre și astfel să le alegem pe cel mai bun. Și exact asta, asta se întâmplă și în turism, într-o mare măsură, într-o foarte mare măsură. Și adică totuși sute de mii de români aleg ce e mai bun undeva mai la sud. Dar asta nu e, aș spune că e bine ca opțiuni și nu asta este problema. Problema este cum facem ca să ne facem și noi industria noastră mai bună și mai competitivă. Și aici, aici este toată cheia. Și răspunsul? Și răspunsul este prin, de exemplu, a ușura din, a scoate puțin din bețele, din roatele antreprenorilor din turism. Da? Adică, mai exact. Avem cea mai mare impozitare a forței de muncă pe salariile mici din Europa. Asta este un fapt. Industria aceasta, Horeca mai ales, este caracterizată tocmai de un nivel mai mic al salariilor. Bine, acum la ce cerere de forță de muncă și ce penurie de forță de muncă există, nu mai e cazul atât de mult. Dar inclusiv această penurie de forță de muncă, această lipsă de forță de muncă, este cauzată tot de o politică fiscală prin care noi pedepsim munca pe salariile mici. Luăm jumătate, un tânăr care vrea mâine să muncească, intră la facultate în anul întâi, vine din provincie, în București sau într-un oraș, îi luăm jumătate din munca lui. Da? Lucrul acesta e disuasiv. E disuasiv pentru a munci la alb. Suntem o țară care are acea faimoasă muncă la gri, nu-i așa? Care nu o vezi în multe alte state europene. De ce? Tocmai pentru că munca pe salariile mici nu este împovărată în halul în care este împovărată la noi. Și aici ajung la o măsură economică pe care o susținem și care am susținut-o și în campanie și care este și în programul de guvernare, anume eliminarea taxelor pe echivalentul unui salariu minim. Adică cine muncește, măcar echivalentul unui salariu minim îți este lăsat în buzunar și doar ceea ce depășește începe statul să-ți ia din el. Toate taxele? Toate taxele, impozite și contribuții. Avem și un site zerotaxe.ro în care explicăm toate lucrurile, există și un calculator salarial acolo. În programul de guvernare această măsură a fost negociată și este inclusă. E inclusă ca începând de la 1 ianuarie anul 2022, deci din anul următor, într-un sector pilot. Acum nu vă ascund că sectorul acela pilot, eu aș tinde să aș spune că Horeca este un candidat ideal pentru acel pilot. De ce? Păi din motivele pe care le vedem acum, da? Lipsa aceasta de forță de muncă, dar și din cauza faptului că este una dintre industriile care a suferit masiv din ultima criză. Taxe zero pentru salariu minim în Horeca, domnule ministru. S-a discutat în coaliție cu premierul despre această variantă? Asta vă spuneam, măsura este și în programul de guvernare, asumată. Dar s-a discutat? Ați discutat în mod este direct unul, cu premierul este unul dintre, asta? Este unul dintre punctele care e pus recurent pe ordinea de zi cu și a ședinței. Poftim? Cu cât succes? Păi asta este o problemă acum și de interes pentru această măsură. Eu ce vă pot spune... E interes pentru această măsură din discuțiile pe care le-ați avut până acum cu premierul? Din punctul meu de vedere, e un interes maxim pentru această și măsură. Cum se și din punctul de vedere al premierului sau raportarea lui la interesul acum, eu nu pot să vă răspund pentru premier. Dar eu pot sigur să ați vorbit cu el despre eu asta. Eu pot să vă spun... Și puteți avea o părere, nu? Din punct de vedere al economiei. Da? Din punctul de vedere al... Nu există măsură care ar face mai mult bine țării acesteia decât această reducere de taxe și impozite. Practic, o politică liberală se vede în două feluri. Se vede în debirocratizare, deci în reducerea poverii administrative pe care o punem pe umerii contribuabililor, pe umerii antreprenorilor, dar și într-o scădere a poverii fiscale, care în România este mare. Dacă ne uităm pe medie, în general în Europa, suntem puțin deasupra. Dar dacă ne uităm pe salariile mici, acolo deodată ajungem în top. Și lucrul acesta trebuie să schimbe. Pentru că noi, de fapt, România nu are o problemă a forței de muncă. Noi nu avem o lipsă aici. Noi exportăm forță de muncă. Și exportăm și forță de muncă calificată și necalificată și mai slab calificată.
Deci asta este problema noastră și în momentul în care recunoaștem că avem o problemă și luăm pași ca să rezolvăm această problemă, atunci vom avea, Daniel, într-adevăr, o creștere economică sustenabilă. Am câteva întrebări concrete. Sigur. Ați spus că va fi un proiect pentru un sector pilot, după care sperați dumneavoastră va fi extins la nivelul întregii economii. La nivelul întregii economii, în orice moment avem cam o treime din angajați pe salariul minim pe economie. Unii mai urcă, alții ies din sistem, mulți intră pe salariul minim. Ați făcut un calcul, un studiu. Și cum l-ați făcut? Și cât ar costa statul să nu mai primească aceste taxe și contribuții? E adică foarte bine. Beneficiile întrec aceste costuri? Beneficiile întrec cu multe aceste costuri. Și aici iarăși vă invit, noi am făcut și așa, am pregătit și un document de poziție pe lucrul acesta și cu calcule și cu date și cu tot. Este prezent, este pe site-ul zerotaxe.ro, unde poate fi consultat. Și de asemenea, întotdeauna trebuie să ne gândim la impact în termen de cost de oportunitate. În ce sens? Noi până acum, statul român și-a tot crescut cheltuieli cu 10 de miliarde de lei. Și acum, de exemplu, se discută un nou PNDL de 50 de miliarde de lei, în jur de 7 miliarde de lei pe an. Da? Aceștia sunt bani care, de exemplu, ar putea merge să nu mai fie de 7 miliarde de lei acel PNDL, să fie de 5. Da? Pentru că impactul estimat, de exemplu, pentru zero taxe în Horeca ar fi de 1,9-1,5, în funcție de niște presupuneri pe care le facem, în funcție de o reacție a economiei și presupuneri foarte conservatoare, foarte prudente, ajungem pe la 1,9. Deci am putea să facem, de exemplu, să strângem puțin cureaua la asta, să nu mai creștem cheltuielile în halul în care le creșteam. Am putea să facem genul acesta de alegeri și totuși să facem și să lăsăm mai mulți bani la oameni. Ceea ce ar fi o politică liberală. De fapt, ăsta este cel mai liberal lucru pe care putem să-l facem. Să lăsăm mai mulți bani celor care muncesc. Auzim, domnule ministru, de mulți ani asta cu să nu mai creștem cheltuielile. În același timp, poate că ar trebui, nu spun că ar trebui, dar poate că printre măsurile de compensare ar fi creșterea taxelor, din moment ce veniturile scad la buget. Eu aveți în plan așa nu ceva? Susțin și nici premierul nu susține nicio creștere de taxe și este un lucru foarte bun. Taxele în România au fost o perioadă când se zicea că aveam mare creștere economică, dar tot creșteau taxele și s-au făcut și supra-acciza, s-au făcut și supra-impozitarea muncii part-time, s-au făcut o groază de, mai vă reamintesc, OUG 114, care a venit cu o serie întreagă de taxe noi și toate lucrurile acestea. Nu susțin asta. Nu susțin asta deloc. Ce trebuie să facă statul este banii pe care ea să-i cheltuiască mai inteligent, mai eficient. Și a zis că nu se taie cheltuielile sau nu se oprește creșterea cheltuielilor. Eu vă invit să vă uitați ce s-a întâmplat în Ministerul Economiei, cel puțin în anul acesta. Am început cea mai amplă reorganizare care s-a făcut, din câte știu eu, în România. Tăiem 40% în funcție de conducere, din șefi, da? Tăiem 30% din posturi, de exemplu. Adică facem ceea ce am spus. Da? Și iarăși suntem în orice cheltuire a banului public și de aceea nu mi-am făcut foarte mulți prieteni. Este atent verificat. Am pus în prima lună toate contractele cu statul din Ministerul Economiei, online, să le vadă toată lumea, da? Cu sume, cu tot ce trebuie. Și evident că s-au văzut niște lucruri acolo, adică nu, ce am văzut eu, ați văzut și dumneavoastră. Eu nu vreau să am eu acces, bine, ok, sunt unele date secrete de stat, dar în principiu toate datele la care are acces un ministru ar trebui să aibă acces și toată populația, pentru că politicile publice, toate lucrurile acestea, se fac cu banii dumneavoastră. Se fac cu banii contribuabililor, se fac pe viitorul nostru, pe îndatorarea noastră, adică toate lucrurile acestea, până la urmă, trebuie să făcute transparent. Și eu exact asta am făcut. Am pus capăt risipei, am închis robinete de bani și acum facem și o reorganizare foarte amplă a Ministerului. E un subiect interesant, dar aș vrea să revenim la zero taxe pe salariul minim. Ele se aplică doar la nivelul salariului minim sau, dacă un angajat are un salariu mai mare, primii 2.300 de lei sunt neimpozitați. Foarte care este bună, concret? E foarte bună întrebarea dumneavoastră. E pe echivalentul unui salariu minim, primii 2.300 de lei sunt neimpozitați. Ceea ce înseamnă, adică, că un angajat cu 10.000 de lei salariu din turism are primii 2.300 de lei neimpozitați. Exact, exact. Dacă am 2.301 lei, plătesc taxe numai pe un leu acela care depășește salariul minim. Asta este și propunerea. Și să știți că așa funcționează, de exemplu, peste tot în Europa, unde se aplică genul acesta de facilități și de scutiri, de exemplu în Anglia, pentru primele 12.000 de lire pe an, nu se plătește nicio taxă, nicio contribuție, încep de la
12.000 de lire în sus. Bine, iau impozitarea pe an, echivalent pe lună ar fi 1.000 de lei. Da, vă întrerup o secundă pentru că în legătură directă cu noi este și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Florin Gianu. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. V-am lăsat un pic în așteptare, tocmai pentru a asculta discuția din studio și a putea să ridicați trei chestiuni arzătoare, domnule Gianu, pe care vreți să îi le adresați ministrului economiei. Care sunt cele mai mari probleme pe care le poate rezolva Claudiu Năsui, de care se plâng practic IMM-urile? Pentru că înțeleg că avem sau nu avem legătura? Da, încă nu avem legătura. Nu-i nimic, pentru că mai aveam o întrebare Mulțumesc. Foarte importantă, la care doream de fapt să ajung. Să știți că mie îmi fac plăcere întrebările despre zero taxe. Am putea avea parte de un tratament diferențiat al statului față de oameni care prestează munci similare. Un șofer, un contabil al unui restaurant, care are salariul minim pe economie, nu plătește aceste impozite și taxe, în timp ce un șofer sau contabil sau orice alt angajat cu funcție similară, care prestează o muncă similară într-un alt domeniu, un magazin, construcții, le plătește. E amuzant că ați zis construcții acum, pentru că tocmai... Sigur, un alt domeniu care beneficiază de facilități. Măsura aceasta, noi am gândit-o, sunt de acord. Deci măsura și sunt de acord cu critica aceasta, atenție. Măsura aceasta noi am gândit-o ca aplicându-se întregii economii, da? Aplicându-se tuturor. Să nu mai creștem salariul minim și pur și simplu să începem pe tranșe de neimpozitare, să creștem salariul minim net. Că până la urmă salariul care ne interesează ca salariați, ca funcționari, ca oameni care muncesc, este cel net. Salariul brut e o ficțiune contabilă. Nimeni nu-l plătește, nimeni nu-l primește. Firma plătește un salariu brut plus o contribuție asiguratorie pe muncă, salariatul primește salariul net. Deci ce ne interesează este ca salariul net să fie mai bun. Și aici este unde coarda pe care o atinge zero taxe pe salariul minim. Faptul că crește acest salariu net. Altfel, asta... Înțeleg asta, dar vorbim sectorial, de o inechitate aici. N-aș spune că este o inechitate, este concluzia la care s-a ajuns la Vila Lac în momentul în care s-a negociat programul de guvernare. Partenerii noștri de coaliție au preferat să-l facem sectorial într-un sector, să vedem cum se întâmplă lucrurile, ce se întâmplă în acel sector. Există deja o facilitate și pentru IT, există una și pentru cercetare și dezvoltare, există una și pentru munca sezonieră, există una și pentru construcții, există mai multe. Și vreau să revenim la ea. Domnul Florin Gianu, bună seara! Ne auzim Bună acum? Seara, m-auziți acum? Ne auzim acum. Trei chestiuni arzătoare, spuneam, domnule Gianu, pe care vreți să îi le adresați ministrului economiei, care sunt cele mai mari probleme pe care le poate rezolva ministrul economiei, de care se plâng la momentul acesta IMM-urile și vă puteți lega inclusiv de ceea ce spunea domnul ministru puțin mai devreme. În primul rând, chestiunea legată de zero taxe pe salariu minim este o utopie. Pe de o parte, asupra faptului că efortul bugetar ar fi uriaș și ne-am trezit ca în cazul Greciei o cădere a economiei. Pe de altă parte, în PNRR se menționează faptul că se va renunța la toate scutirile care sunt în acest moment în domeniul IT, în domeniul construcțiilor și așa mai departe. Deci ar trebui coaliția de guvernare să se hotărăască pe ce variantă merge mai departe. În al doilea rând, mi-am notat așa 9 puncte pentru care antreprenorii mi-au semnalat astăzi că ar trebui să le ridicăm în fața ministrului. În primul rând, lipsește un program cu desăvârșire, un program de susținere a startup-urilor. În al doilea rând, nu se mai vorbește nimic despre blocajul măsurii 3, măsurii de investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii. În al treilea rând, programul de export este sublim, dar lipsește și el cu desăvârșire. În al patrulea rând, măsura 2 merge și ea foarte, foarte greu. Am văzut execuția bugetară a Ministerului Economiei, care este pe locul 2, ca cele mai scăzute dintre ministere ca și execuție. În egală măsură, deși în programul de guvernare se prezintă foarte multe programe de susținere a locului de afaceri, chiar astăzi m-am uitat asupra lor, gradul de execuție este zero, adică nu s-a deschis niciun fel de program. Vorbim de programele obligatorii din legea IMM-urilor 364, dar vorbim și de programe asumate de Ministerul Economiei, dacă vreți, citez așa două dintre ele, granturi de investiții pentru micro-întreprinderi cu un buget de 250 de milioane de euro și granturi pentru sporirea competitivității lor cu un buget de 450 de milioane de euro. Mai sunt aici, numai aici, am în față la punctul 10 din programul de
guvernare pe Ministerul Economiei, încă alte 7 scheme de finanțare, niciuna dintre ele asumate. În egală măsură nu vedem preocupare din partea ministrului actual cu privire la ce se întâmplă cu scumpirile în economie, pentru că IMM-urile este extrem de îngrijorate cu privire la scumpirile utilităților, gazului, energiei și așa mai departe. IMM-urile sunt și consumatorii vulnerabili, nu au capacitatea nici să negocieze, nici să plătească în avans, nici să susțină aceste creșteri. Deci, cred că domnul ministru, pe domnul ministru ar trebui să-l preocupe aceste lucruri și acestea să fie răspunsurile pe care să le dea. Nu promovarea turismului din Grecia. I-am putut domnului ministru că dânsul este agent de vânzări, dacă vrea, în termeni economici, al turismului din România. Cu toate forțele trebuie să promoveze turismul din România, nu să ne spună că oamenii pot să plece oriunde. Asta e un bun câștigat de 30 de ani, dar noi și dânsul în acea poziție prezintă totuși economia României, trebuie să susțină economia României. Poate la aceste lucruri ne-a dori răspunsuri, deși el sunt evitat în mod ăsta. Da, mulțumesc, domnule Gianu, pentru intervenția la tema zilei. Domnule ministru, le luăm pe puncte? Da, haideți să le luăm pe puncte. Hai să începem cu finalul. Cu finalul, atenție, e foarte bine ca românii să aibă de ales, da? Și să aibă oportunitatea să călătorească și să meargă oriunde. Dar le-aș lua și puțin în ordine, că sunt foarte multe enormități. În ce sens? Sunt foarte mulți oameni care erau abonați la bani de la stat, bani ieftini, granturi, și care cu mine n-au mai mers aceste șmecherii care au mers anii trecuți. Da? De exemplu, și faimosul program de export, l-am auzit acum încă o dată, care de fapt era un program care nu ajuta deloc exportul, să fim serios. Haideți să luăm pe rând. Păi, nu, zice de ce că spuneți asta? Zero stați o secundă, taxe. Ca să înțelegem tot. Haideți să luăm pe rând. Vreau să luăm puțin pe rând, bun, dacă vă rog. Permiteți. Doar din... nu cred și nicio economie nu s-a dezvoltat pur și simplu luând bani de la stat și dându-le unor firme. Da? Scheme de genul acesta. Startup Nation, de exemplu. Faimosul acesta program Startup Nation. Știți cât ne-a costat un singur loc de muncă creat de Startup Nation? În jur de 97.000 de lei. Da? Un deci n-a loc fost de un program muncă, bun. Da? Nu a fost un program bun, nu. Deci și nu continuă, nu, și este... aveți și alte variante? Avem în continuare, avem în continuare plăți din 2018. Deci s-au făcut programe nebugetate, s-au făcut programe pe bani din viitor și nu s-au plătit cu ani oamenii. Dar și noi acum, pentru că unii miniștri au preferat să zică, să arunce cu bani, să zică că vă dăm bani. Inclusiv după care... Gianu? Nu, eu nu dau nume. De ce? Nu dau nume. E bine să înțelegem. Pentru că hai să înțelegem care e problema și apoi putem să ne uităm, vă las pe dumneavoastră ca presă să vă uitați cine a inițiat. Cine a promis bani la oameni, dar nu a pus bani în buget? Cine a lăsat promisiuni neacoperite din 2018, repet, și noi anul ăsta le plătim din urmă. Și nu începem altele noi, pentru că nu o să încep să promit bani la oameni pe care nu i-am. Ca să asta avea, îți bagă țara în groapă. Asta te duce în situația Greciei. Deci programul apoi, Startup Nation nu continuă și nici nu există o altă variantă la momentul ăsta, nu, care să-l înlocuiască mod, pentru cei care ar putea cel fi mai interesați. Bun mod în care statul poate să ajute mediul antreprenorial și IMM-urile reale, nu cele pe banii statului, da? Nu este să ia cu o mână și să redistribuie selectiv cu alta la unii oameni. Asta și apropo, făcea Startup Nation? Asta fac toate programele acestea, pentru că ele se finanțează din ce? Se finanțează din bugetul de stat, se finanțează din taxe și impozite plătite de toți românii. Da? Deci ele, practic, pe de o parte luăm banii de la toți românii, după care îi dăm selectiv la unii. Și asta este, și acel selectiv, vă dați seama că are toate problemele de selecție, că apropo de măsura 3. Păi, măsura 3 a fost fraudată. Măsura 3 a avut un control și al corpului de control al primului ministru și al nostru și am dus-o la DNA pentru că era de DNA și DNA-ul a confirmat și a început urmărirea penală pentru lucrurile întâmplate acolo. Nu o să dau bani europeni fraudați, ca în 3 ani, 2 ani de acum sau când o fi, să ne zică Uniunea Europeană, nu vă mai rămbursăm niciun ban. Și dacă facem gaură la bulețul de nu stat. Mai este, da? Pe, în legătură cu noi, ar putea să-și răspundă să, la ceea să răspund la toate. Vă rog, pentru că vă rog. E, adică, dacă ți se pun 10 întrebări, trebuie să răspund. Sigur, la toate. Mă aștept, numai că la fiecare dintre ele problema, trebuie să existe și o dezbatere, trebuie să existe și un răspuns. Știți ce nu le place oamenilor acestor la zero taxe pe salariu minim? Faptul că banii nu mai trec prin ei. Deci dacă statul lasă bani în buzunar, e automat, e fără birocrație. Nu mai trebuie să treci printr-un minister. Nu mai decide un ministru sau un funcționar public un criteriu și spune tu iei bani, tu nu iei bani. Pur și simplu ia toată lumea bani. Ajutăm cu adevărat și în mod natural economia. Nu mai trebuie bugetați, nu mai trebuie puși deoparte, nu mai trebuie finanțați, avem contracte de finanțare. Măsura 2. Păi, măsura 2, când am luat-o,
ea avea un ritm de procesare a dosarelor de în jur de 85 de dosare pe zi. Noi l-am dus lucrul acesta la 875. Deci, totuși, lucrurile au mers din punctul de vedere a ceea ce putea să facă Ministerul Economiei, au mers bine. Ce nu putea să facă Ministerul Economiei e să inventeze bani din nimic. Dacă noi nu am avut finanțare pentru măsura 2, de exemplu, că oamenii sunt supărați și pe bună dreptate, pentru că statul anul trecut le-a promis niște bani. Și anul acesta, când a fost să-i plătească, am descoperit că nu aveam banii aceia. Și a trebuit să-i căutăm pe tranșe și să-i deblocăm și să-i scoatem și acum așteptăm React-EU ca să facem și ultimele plăți pe măsura 2 și măsura 3. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat din cauza unor promisiuni care n-aveau acoperire. Eu nu o să fac promisiuni care n-au acoperire și nu o să fac nici programe care sunt fragile, să le zic așa. Adică măsura 3 este un program care era ușor de fraudat. În momentul în care faci o măsură și spui criteriul de eligibilitate este cofinanțarea și acea cofinanțare fiecare și-o poate stabili în funcție de câți bani pune în proiect că o să pună acolo, e, în momentul acela ea e mai ușor fraudabilă. Noi ce am făcut, de exemplu, pe măsura Horeca, o altă măsură pe care am luat-o din mers și am reparat-o din mers. Și noi toate măsurile acestea le-am reparat din mers. Suntem ca într-o mașină care merge, dar îi reparăm motorul în același timp. Nu ne plângem, dar asta facem. Pe măsura Horeca, de exemplu, am spus nu. Nu mai există nici primul venit, primul servit, nici nu o să inventăm un criteriu dubios după care să fie finanțați unii sau alții. O să spunem în felul următor. Primește toată lumea proporțional, proratat. Avem, de exemplu, 1 miliard de lei, că atât am primit în buget pe partea aceasta, și împărțirea acelui 1 miliard de lei va fi făcută proporțional tuturor celor care au cerut. Acum suntem în perioada de evaluare și o să vedeți că nu o să mai fie inechitățile care au existat în trecut, nu o să mai fie scandalurile care au existat în trecut și nici măcar nu mai există vreo informație pe care cineva să o aibă și să o poată folosi într-un fel în care să-i aducă vreun beneficiu. Pur și simplu, totul poate să fie 100% transparent și sistemul în sine e făcut în așa fel încât să nu fie ușor de fraudat. Genul acesta de lucruri am făcut și repet, cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru economie nu e să luăm cu o mână și să dăm cu alta selectiv, ci este să lăsăm bani în economie. Domnule Florin Jianu, convingătoare argumentele ministrului? Păi, domnul ministru, l-am auzit spunând că au descoperit că nu au bani. Totuși, în contradicție cu ce spune capitolul economie din programul de guvernare, pentru că dânsul, nu știu dacă a participat la scrierea programului de guvernare, dar în programul de guvernare promit foarte multe proiecte și programe pentru întreprinderile mici și mijlocii. La punctul 12, dânsii spun că vor continua programul de sprijinire a startup-urilor pentru aproximativ 10.000 de IMM-uri. În egală măsură promit programe pentru cei care au suferit din domeniul comerțului și acum, ca să extindem un pic discuția, să știți că numărul de firme care s-a închis în această perioadă a crescut cu 37%. Avem aproximativ 40.000 de firme închise în această perioadă. Ori aceste firme nu le salvezi altfel decât cu ajutorul fondurilor europene, decât venind cu un anumit tip de ajutor necesar în această perioadă. Dar nu cu programe fragile și preferențiale. Asta este ceea ce spune domnul Sun, din ce am înțeles. Domnul ministru a vorbit de măsura 3, pe care am înțeles că au existat ceva probleme, care au ajuns la DNA foarte bine. Dar cu ce au greșit aproximativ 25.000 de IMM-uri care au aplicat și care au nevoie de aceste finanțări? Domnia sa a promis că va redeschide pe baze corecte, mai eficiente, această măsură, acest program. Iată că după un delta test spune că nu-l mai deschide deloc și că a fost o măsură fragilă. Sunt absolut de acord cu domnia sa că unele dintre ele nu au fost corecte și la momentul respectiv eu am semnalat aceste lucruri, cum e și programul de export. Un program care nu a fost construit pe baze serioase, ci era destinat unor firme care mergeau și care nu aduceau neapărat valoare adăugată. În egală măsură nu omori cu totul și închizi programele și nu pui nimic în loc. Trebuie să le eficientizezi, să vii și să-ți pui propria amprentă, să arăt că ești mai bun decât predecesorii. Și de altfel, toate aceste lucruri, încă o dată, se regăsesc în programul de guvernare. Ori, acest program de guvernare este o minciună, o păcăleală. De ce nu urmărește actualul ministru și Ministerul Economiei implementarea acestui program de guvernare? Eu l-am în față, am un laptop deschis și la punctul 28 se scrie că
vor susține programul de promovare a exporturilor și că vor, România va participa la aproximativ 80 de evenimente. Da, am înțeles. Mulțumesc, domnule Jianu, pentru intervenție. De această dată telefonică, pentru că a fost mai simplu așa. Domnule ministru, vă rog. Da, e foarte important. Măsura 3 va avea loc. Ce așteptăm acum ca să reluăm măsura 3 sunt bani. Adică ce n-o să fac este exact ce am găsit în minister. N-o să creez probleme pentru următorul ministru. O să fac o măsură în momentul de sprijin, în momentul în care avem bani pentru ea. Banii au fost ceruți și pentru ea și pentru a plăti ce a mai rămas din măsura 2, care că mai sunt și acolo, dintr-o facilitate europeană numită REACT-EU, care se negociază chiar în aceste momente cu Comisia Europeană. De îndată ce care avem banii... Care facilitatea se referă mai exact la ce? Că sunteți foarte tehnic și lumea care se uită la noi... E o facilitate care poate finanța mai multe lucruri, din care și noi am cerut 500 de milioane de euro, pentru că cam atât era sub evaluarea din cât se promisese în minister când am venit, din bani promiși care nu existau și care trebuie să acoperiți. Deci 500 de milioane de euro pe care îi cerem ca să plătim și măsura 2 și să relansăm măsura 3. Deci toate lucrurile acestea se vor face, dar nu o să fac ce au făcut alții, să promit bani pe care nu i-am. Pentru că atunci, de fapt, faci mai mult rău. Mi-aș face un bine, poate pe termen scurt, toată lumea ar spune, bravo, uitați, ne dă bani. După care, în momentul în care ar fi momentul să chiar să dăm banii aceia, nu i-am avea. Bun, și asta ar fi un lucru rău. Daniel Mischie, directorul unei rețele de restaurante, este în legătură directă cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara. Care sunt temerile cele mai mari pe care le aveți în aceste momente, având în vedere că, iată, suntem în valul 4 al pandemiei? Pentru industria ospitalității există 4 teme mari. Prima dintre ele este resursa umană. Și aici am aș plia pe programul pe care dumneavoastră l-ați menționat mai devreme și anume zero taxe pe salariu minim din industrie. Considerăm, din punctul nostru de vedere, că este o măsură extraordinară pentru industria ospitalității. Ar putea salva foarte multe lucruri care s-au întâmplat în ultimul an și jumătate și în special ar face ca această industrie să fie mai atrăgătoare din punct de vedere al veniturilor. Deci diferența de taxe practic ar ajunge în buzunarii oamenilor și practic ar ajunge tot în economie. În al doilea rând, industria ar putea fi ajutată foarte mult pe partea de investiții și în acest sens considerăm că reînceperea programului de tichete de vacanță într-o altă formulă în care ele să nu poată fi aplicate în perioadele de vârf și aici ne referim la vacanțe sau un weekend, ar putea aduce un beneficiu acestei industrie, în special prin creșterea gradului de ocupare în perioadele în care turismul nu funcționează. A treia problemă o reprezintă partea de debirocratizare și aici am să vă spun că deschiderea unui restaurant sau unui hotel reprezintă o adevărată aventură pentru orice antreprenor. Practic, vă pot spune că în București, dacă vrei să autorizezi un restaurant, în medie, în fiecare sector, trebuie să depui documente în cantitate de 1,6 kg în fiecare an pentru aceeași locație. Și al patrulea lucru, vă pot spune că industria turismului poate fi salvată prin legea OMD-urilor, Organizația pentru Managementul Destinației, o lege care ar putea face ca locațiile din România, orașele, regiunile să poată fi promovate la adevărata lor valoare. Sunt patru teme pe care le supun atenției domnului ministru de față și mai am încă o temă destul de juicy, reglementarea bacșișului. Industria nu înțelege astăzi de ce bacșișul nu poate fi reglementat și nu impozitat. Vorbim de reglementarea bacșișului. E o discuție recurentă asupra căreia nu s-a ajuns niciodată la niciun fel de concluzie. Exact. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă rog, domnule ministru, pe scurt, toate patru temele ca să putem trece în revistă, să mergem mai departe. Sunt perfect în acord cu el și pe partea de prima măsură, zero tax este o măsură pe care o susținem și pe care am susținut-o mereu. Nu este e o măsură autentic bună care lasă mai mulți bani în piață. Pur și simplu, nu necesită birocrație, nu necesită un contract de finanțare în care cineva să promită bani pe care nu-i are sau lucruri de genul acesta, efectiv ajută antreprenorul în mod autentic și pe toți, nu doar pe aia care au reușit să-și facă dosar sau care au fost aprobați sau care au trecut prin nu știu ce grilă de selecție. Pe partea de debirocratizare am făcut, cred că e o cruciadă întreagă pe care o ducem împotriva birocrației. Anul trecut am reușit să debirocratizăm înființarea de firme noi,
am reușit să eliminăm, de exemplu, avizul vecinilor. Când îți, făceai o firmă în România, aveai nevoie de avizul tuturor vecinilor, că aveai perete comun, sus, jos, dreapta, stânga. N-aveai voie să deschizi o a doua firmă dacă erai asociat unic într-o firmă, n-aveai voie să-ți mai faci una, trebuia să pui pe cineva cu tine în acționariat. Toate lucrurile acestea și multe altele, pe care situațiile financiare intermediare, de exemplu, cele semestriale pentru micro-întreprinderi, le-am eliminat. Am făcut o serie întreagă de lucruri și anul acesta continuăm. Vă spuneam mai devreme de modelul acesta de la fermă, la furculiță. Eliminăm, de exemplu, birocrația necesară lichidărilor, când vrei să-ți faci lichidare de stocuri, când vrei să faci soldări, aveai voie doar de două ori pe an. De ce? Nu se știe. Am luat legătura și cu Consiliul Concurenței, adică toate lucrurile acestea le-am discutat și instituțional și sunt de acord. Deci mergem în direcția aceasta. Pe partea aceasta cu AMD-urile, într-adevăr, aici este cheia succesului. Până acum, deciziile în România pe partea de promovare, pe partea de turism, s-au făcut în ministerul, într-un minister. Că, na. Și vedem rezultatul. 30 de ani după aceea avem frunză, oaie, niște elemente de genul acesta pe care s-au dat zeci de milioane de euro. Și Dracula. Da. Pe care nu l-am făcut noi, atenție, l-au făcut alții, dar bun, l-am preluat și noi și este la noi în Transilvania. Bun. Ideea este că promovarea turismului și a României ca destinație s-a făcut foarte mult de către oameni care, de fapt, n-aveau niciun interes. Cum ar trebui să fie făcută în așa fel încât să fie eficientă? Prin aceste OMD-uri, adică organisme de management a destinațiilor, care, practic, există și la noi, dar nu funcționează bine și aici trebuie o reformă a lor, în sensul că trebuie dată mai multă putere tocmai celor care au deja investiții în turism. Cine este cel mai interesat să funcționeze bine? Păi cel care a investit deja, cel care a investit capitalul lui propriu sau împrumutat. Bun, și ce vă propuneți să faceți la acest capitol? Exact asta, să reformăm aceste OMD-uri și avem reforma aceasta prinsă și în PNRR, pentru că e o reformă mai amplă. A fost acceptată, n-a fost nicio problemă, chiar a fost lăudată. Noi, în general, ce am pus în PNRR a fost foarte bine, foarte bine primit. Și prin aceste OMD-uri vrem să punem tocmai această putere de decizie de la stat la privat. Adică de la cei care sunt vremelnic la putere, sunt vremelnic în administrație, care nu au prin esența funcției lor o viziune de termen foarte, foarte lung, către cei care chiar investesc și care chiar au interesul să se promoveze România. Bun. Și atunci nu mai contează schimbarea de guvern, nu mai contează schimbarea de miniștri, contează ceea ce au vrut oamenii care au investit. Am văzut, domnule ministru, că Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România a făcut o plângere penală împotriva dumneavoastră pentru că, spun ei, vă acuză de fapt, sunt patru capete de acuzare, toate foarte grave, printre ele abuz în serviciu, atentat la interesele naționale ale României. În acest moment, în legătură directă cu noi, via Skype, este și Mihai Ionescu, președintele executiv al Asociației Importatorilor și Exportatorilor. E prin telefon, îmi spun colegii din regie. Bună seara! Bună seara! De ce acuzații așa de grave la adresa unui ministru, domnule Ionescu? Și de ce sunt așa de importante, până la urmă, participările la târguri ca exporturile să funcționeze în România? Da, în primul rând vreau să mulțumesc televiziunii publice pentru privilegiul de a putea fi în dialog cu... Vă rog, pe scurt însă, vă rog că suntem la final. Vă rog. Pentru că de 8 luni de zile de când s-a instalat în fruntea Ministerului Economiei, noi n-am avut posibilitatea să îl avem în mijlocul nostru la Consiliul de Export, deși lună de luni l-am invitat. Doi, asist de la începutul emisiunii la o înșiruire de promisiuni, de proiecte, care mă fac să cred că domnul ministru al economiei și-ar rata cariera. Probabil că era mult mai bine dacă îl numea coaliția de guvernare ministru pentru literatură science fiction și nu la economie. Economia, domnule Ionescu, concret aș vrea să-mi răspundeți la întrebare ca să ne permită timpul să reușim să și înțelegem despre ce e vorba. Păi concret este că domnul ministru al economiei, de când s-a instalat în fruntea acestei instituții, a blocat, încălcând legile în vigoare, a blocat programul de promovare a exportului. Ori pentru acest fapt, fără să aibă un temei legal, noi am pus o plângere penală la parchetul general. Înțeleg că sunt plângeri penale și din partea Ministerului Economiei către ANEIR, adică vă bateți în plângeri penale din punctul ăsta de vedere. Credeți că veți soluționa cumva acest conflict? Adică până să ajungă instanța să se pronunțe din punctul acesta de vedere, pentru că sunt plângeri penale. Deci, împotriva ANEIR-ului n-a fost nicio plângere penală depusă,
pentru că ANEIRU nu are niciun amestec în problemele de derulare a PP-ului. Domnul ministru ar face bine să respecte legile în vigoare și să deblocheze acest program de promovare până când vom găsi o formulă îmbunătățită la care suntem conștienți că și noi cerem de mai mulți ani de zile o îmbunătățire a acestui program, la care să o facem împreună, nu separat, să ne trezim o propunere. Dar tot am înțeles, domnule Ionescu, îmi cer scuze că vă întrerup. N-am înțeles exact în ce fel această neparticipare la târguri ar putea să blocheze exporturile României. De ce înseamnă a participa la târguri? Asta o spun pentru cineva care face export. Din păcate... Foarte scurt, nu, pentru cei care ne urmăresc acum. Cine participă, bănuiesc că știe ce înseamnă asta. Deci, participa la târguri înseamnă a te duce să intri în contact cu partenerii din străinătate, să poată să-ți vadă oferta, să poată să-ți compare calitatea și prețul și să poată să-ți facă comenzi, să închei contracte. Nu merge nimeni pentru plimbări turistice, pentru asta au bani suficient să patronii se ducă să plimbe, așa cum crede ministrul economic că se întâmplă în momentul de față. Mulțumesc tare mult, domnule Ionescu. Lăsăm pe ministru să ne și răspundă la această problemă. Plângere penală, 4 capete de acuzare serioase, domnule ministru. Să știți că nu e nici prima și probabil că nu va fi nici ultima. Dar nu vă lăudați cu asta, nu? Nu, absolut deloc. Nu. Știți cu ce mă laud? Mă laud cu faptul că închid robinete de bani publici care s-au dus către grupuri de interes. Asta, în schimb, cred că este un motiv de laudă. Asta e un lucru pe care cred că trebuie să-l facă toți miniștrii. Asta s-a întâmplat și în cazul acestui proiect, practic? Am prezentat, să știți, acum mai mult timp, un raport exact pe această schemă de mers la târguri, care nu influențează cu nimic exporturile. Da? Pentru că, și dacă ne uităm, uitați-vă cum a evoluat exporturile anul acesta. Adică nu ajută la nimic aceste târguri de promovare, practic? Singurul lucru care ajută este să se prime niște oameni, niște destinații de lux pe banii statului. Atâta tot. Nu se aude mai mult la aceste târguri internaționale despre România să vedem și despre ceea ce suntem în stare să le oferim celor care sunt în afară? Vă spuneam mai la începutul emisiunii că am pus toate contractele Ministerului online. Dacă vă uitați pe ele, o să vedeți că cele mai mari contracte sunt pentru acest gen de mers la târguri. Comisioanele pentru firmele, cele câteva de fapt, pentru că sunt niște grupuri de firme care câștigau mereu, culmea, la licitație, contractele s-au mulțit cu 400%, da? S-au mulțit cu 4. Aceiași oameni mergeau tot timpul în aceleași locuri, da? Și dacă ne uităm pe lista de participanți, ce să vezi? Peste aproape jumătate nici măcar nu sunt exportatori. Da? Deci este un program... Domnule Ionescu, foarte scurt, vă rog o secundă. Doar două secunde, dacă puteți să-mi lăsați... Vă rog, sau, adică, trebuie să stabilim lucrurile. Evident, puteți să aduceți în emisiune toți oamenii la care am închis robinetul de bani și toți o să fie foarte supărați. Plângerile penale pe care le-am făcut noi nu sunt către o asociație anume, pentru că ea nu a făcut ceva asociația aceea. Sunt către diversi oameni care au beneficiat din bani publici și care au luat bani publici pentru în mod ilegal. Cred că domnul Ionescu nu aude că dumneavoastră încă purtați un... dați răspunsul de mai devreme. Mulțumesc tare mult, domnule Ionescu. Din păcate nu mai avem timp să răspundem chestiunilor punctuale. Cred că plângerile penale sunt cât se poate de clare din perspectiva asta. Nu știu în ce măsură v-a satisfăcut răspunsul pe care ministrul l-a dat. Aceste târguri, spune ministru, sunt de fapt niște scurgeri de bani către niște oameni care călătoresc. Și atenție, practic. Mai mult. Noi vrem să am înlocuit acest, sau propunem înlocuirea acestui sistem cu unul mult mai bun. Unul adică? În care fiecare antreprenor să poată să aibă o deducere extinsă atunci când cheltuie bani pentru a merge la târguri. Deci nu doar cei care sunt selectați de către grupuri de interese, de către cineva dintr-un minister sau dintr-un consiliu anume. Oricine, și dumneavoastră, dacă mâine vă înființați, decide să vă înființați un IMM, un SRL și aveți un produs pe care îl doriți exportabil și doriți să participați la un târg, fiecare leu pe care îl cheltuiți pentru participarea acolo să fie triplu deductibil. Adică cheltuiți 100 de lei, vă deduceți 300. Daniel. Și în felul acesta, toată lumea poate să beneficieze. Am avea exporturi pentru toată lumea, nu doar pentru câțiva. N-am apucat să vorbim de turismul balnear. Sunt pachete acum mai interesante din punctul ăsta de vedere. Eram convinsă că avem nevoie de mult mai mult timp pentru asta. Da, să știți că sunt multe subiecte în Ministerul Economiei, de la o ultimă întrebare IT, din partea la Industria ta, de Apărare, la Resurse Minerale. Poate să fie despre orice fel de turism îți dorești. Am două fel la care puteți răspunde cât de scurt doriți, asta îmi și doresc. Bun, una, revenim la taxe zero.
un angajat care nu plătește contribuții la sănătate și pensii beneficiază de serviciile medicale și de pensie? La fel ca unul care nu primește această facilitate? Întrebarea este foarte bună, răspunsul este de asemenea da, e exact calcat această facilitate pe cele care există deja și în construcții și în altele și atunci da. Răspunsul este da la amândouă, dar de menționat, dacă cineva are întreg stagiul de cotizare de 30 de ani de zile pe salariu minim, cum îl are și acum și în secunda aceasta, conform legii actuale, el va fi eligibil la pensia minimă. Deci el, practic, din punctajul de pensie ar trebui să aibă sub pensia minimă și atunci automat este dus la minim. Deci lucrul nu se schimbă cu nimic. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru participarea la tema zilei. Mulțumesc, Daniel, pentru întrebări. Doamnelor, domnilor, aici se încheie tema zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită în continuare.